Bună ziua, dragele, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba română. Astăzi vom continua seria de lecții despre derivare. Mai exact, vom învăța împreună despre cuvintele derivate cu prefixe. Haideți să ne reamintim ce am învățat în lecțiile precedente. Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi de la un cuvânt de bază cu ajutorul prefixelor și al sufixelor. Prefixele sunt sunetele sau grupurile de sunete care se adaugă înaintea rădăcinii unui cuvânt de bază pentru a forma un cuvânt nou. Să pornim la drum cu un exercițiu. Explicați modul de formare a cuvintelor următoare. Desprinde, dezlipi, anormal, ilogic, neatenție, reciti, răscumpăra, străbun. Puneți pe pauză prezentarea până când veți rezolva în caiete exercițiul. Iată rezolvarea. Cuvântul desprinde s-a format cu prefixul des de la verbul a prinde, cuvântul dezlipi s-a format cu prefixul des de la verbul a lipi, cuvântul anormal s-a format cu prefixul a de la adjectivul normal, ilogic s-a format cu prefixul i de la adjectivul logic, neatenție s-a format cu prefixul ne de la substantivul atenție, reciti s-a format cu prefixul re de la verbul a citi, răscumpăra s-a format cu prefixul răs de la verbul a cumpăra, iar străbun s-a format cu prefixul stră de la adjectivul bun. Dacă ați fost atenți, cu siguranță ați observat următorul lucru. Când se adaugă prefixe la rădăcina unui cuvânt de bază, cuvântul nou format nu schimbă și clasa gramaticală a cuvântului de bază, ci schimbă doar sensul acestuia. Verbele cărora le-am adăugat prefix au rămas tot verbe, de la adjective derivate cu prefix am obținut tot adjective, la fel de la substantive derivate cu prefix am obținut tot substantive. Prefixele se pot clasifica după mai multe criterii. Noi ne vom opri azi atenția asupra sensului prefixelor și vom identifica astfel trei dintre cele mai importante tipuri de prefixe. Vorbim despre prefixe privative, care au sensul de fără, a lipsi de, lipsit de. În această categorie se încadrează prefixele des, des, de. Precum în cuvintele a desprinde, a dezlipi, a debloca. Prefixele negative oferă cuvântului de bază sens negativ. Iată câteva prefixe negative. A, an, in, i, ne. Precum în cuvintele anormal, anistoric, inexact, imoral. Prefixele iterative îi oferă cuvântului de bază ideea de repetare, așa cum este cazul prefixelor răs, cu varianta răz și re, a răzciti, a răzgândi, a reciti. Acum am o provocare pentru voi. Găsiți cuvintele derivate cu prefixe din enunțul de mai jos. Identificați pentru fiecare cuvânt derivat prefixul și precizați felul acestuia. Iată și enunțul. Fiind curios, copilul a dezlipit plicul, a citit și a recitit scrisoarea, părându-i-se ilogic conținutul acesteia. Puneți pe pauză prezentarea până când rezolvați acest exercițiu pe caiete. Înainte însă de a rezolva, trebuie să ne reamintim următoarele. Nu trebuie să confundăm cuvintele derivate cu formele gramaticale ale aceluiași cuvânt. Pentru a explica anumite cuvinte derivate din cadrul unor enunțuri, explicăm forma de dicționar a acestora și, uneori, cuvântul de bază poate fi identic cu rădăcina acelui cuvânt. Pentru rezolvarea exercițiului, să o luăm pas cu pas. Mai întâi, ați subliniat cuvintele derivate, nu-i așa? Acestea sunt a dezlipit, a recitit și ilogic. Analizând modul de formare a fiecărui cuvânt, ați stabilit că primul cuvânt derivat, a dezlipit, are forma de dicționar a dezlipit, care s-a format prin derivare de la cuvântul de bază, verbul a lipi, cu prefixul dez, care este un prefix privativ. Cuvântul a recitit are forma de dicționar a reciti, care s-a format prin derivare de la cuvântul de bază, verbul a citi, cu prefixul re, care este un prefix iterativ. Iar cuvântul ilogic are forma de dicționar ilogic, care s-a format prin derivare de la cuvântul de bază, adjectivul logic, cu prefixul i, un prefix negativ.
Felicitări! Ați ajuns la finalul acestei lecții. Sper ca de acum înainte să identificați ușor prefixele și cuvintele derivate cu prefixe. Până la o lecție viitoare, la revedere!